Bun găsit! Aseară a avut loc un nou task în Casa Mireasa, de data aceasta pentru fete. A avut loc taskul scaunelor muzicale și la task au participat toate fetele, atât cele care formează un cuplu, cât și cele singure. Fetele au fost foarte încântate de acest task. Au dansat mult și s-au distrat. Inga, Roxana, Ada au abandonat rând pe rând competiția. Deni, Gabriela și Adina au fost finalistele acestui task. Ei bine, câștigătoarea acestui task a fost Adina. Nu știu exact care este miza taskului, ce anume a câștigat, însă felicitări! Era cazul să câștige și ea un task, pentru că majoritatea taskurilor de până acum au fost pentru cupluri și ea nu s-a mai bucurat de mult de o ieșire sau de un premiu în Casa Mireasa. Vom vedea ce va fi. Adina s-a bucurat mult împreună cu prietena ei, Roxana, de câștigarea acestui task, așa că felicitări!